În conferința de presă de astăzi a PNL Giurgiu au fost prezentați doi dintre candidații liberali la două primării din județ. Este vorba despre Lucica Moldoveanu, care candidează la primăria Găujan și care a deținut funcția de primar în perioada 2008-2012 în această comună, și despre Costin Nan, candidat la primăria Izvoarele. Mi-am propus ca, dacă ne ajută Dumnezeu, pe data de 5 iunie 2016, să revin în fruntea comunei. Îmi doresc din suflet ca să dezvolt, în primul rând, educația, să creăm câteva locuri de muncă, să înflorim oricum Găujanul. Asta îmi doresc din suflet. Sper că alături de noul meu partid pe care mi l-am ales, ca să-l reprezint PNL, îmi doresc din suflet ca să nu dezamăgesc Găujanul, să nu fiu dezamăgită, și îmi doresc să înflorească pe zi ce trece, odată cu ajungerea mea acolo. Mi-am format o echipă de consilieri foarte, oameni foarte serioși, cu care sper să fac o surpriză plăcută la alegerile din 5 iunie. Pentru comună, mi-aș dori să pot accesa cât mai multe fonduri europene, să asfaltarea străzilor din comuna Izvoarele și tot ce nu s-a reușit face până la acest moment. În perioada următoare, la conferințele de presă ale PNL Giurgiu vor participa și alți candidați la primăriile din județ. Organizația liberală a stabilit deja candidații în toate localitățile giurgiuvene.